Monroy, pasă greșită. O intercepție a lui Pintilide, care încearcă să profite Nistor. Îi trimite lui Cardozo. Faza și-a pierdut din viteză, învăluie însă Vlad, centrează, minge ușoară pentru Forminte. Foarte bine, pasează Achim la Bădescu, îi va fi greu lui Pintili să-l prindă. Bădescu față în față cu Mingote și Ceahlăul egalează. 1-1 în minutul 41, excelentă pasa lui Achim. Cursă fantastică a lui Bădescu și Grigoraș are motive să fie nemulțumit. Echipa lui ia gol chiar înainte de pauză. Al doilea gol al lui Bădescu în acest sezon, după reușita cu Sibiul de pe teren propriu. V-am spus, o dată plecat spre poarta adversă, Bădescu este imposibil de ajuns, dar remarcabilă este execuția pe care o are în fața lui Mingote. Superbă această scăriță. Unul la unul. Pandurii Târgu Jiu a dat impresia că stăpânește tactic meciul după ce a deschis scorul. A început însă să piardă mingi la mijlocul terenului și contrele nemțenilor au fost tot mai tăioase. Pintili este deposedat, încă o dată Gafița. Nu mi s-a părut a fi offside, dar e drept, poziția mea nu este cea mai bună pentru a vedea dacă...